La fel ca în anii 50, Bucureștiul avea să rămână scena principală a fotbalului românesc și în următorul deceniu. În România, comunismul prindea rădăcini tot mai puternice, iar țara le simțea din plin toate schimbările. Noul deceniu începe cu anul 1960. În acel moment, campioana în exercițiu era CCA București, care nu numai că demonstrase toate valoarea ei, ba mai mult, dominase anii 50 cum nu mai reușise decât legendara echipă bănățeană Chinezul Timișoara, care câștigase 6 titluri la rând în anii 20. În Europa, de aproximativ 2 ani, se înființase Campionatul European de Fotbal, care avea să aibă prima ediție chiar în 1960, organizată de Franța și câștigată de către puternica națională a URSS-ului. România avea să participe doar în preliminarele acestui turneu, reușind să treacă în primul tur în fața Turciei cu scorul general de 3-2, după ce aveam să câștigăm la București cu scorul de 3-0. Însă, aveam să pierdem în următorul tur în fața viitoarei finaliste a turneului, Cehoslovacia, cu scorul general de 5-0. Ca să ne calificăm la primul nostru campionat european, va trebui să așteptăm anii 80. În schimb, se împliniseră deja 22 de ani de când nu ne mai calificaserăm la un campionat mondial. Ultima noastră participare a fost în ediția din Franța, din 1938, și ratasem calificarea la edițiile din 1950, 1954 și 1958. Campioanul mondială în acel moment era Brazilia, care câștigase trofeul pentru prima oară și care avea să devină triplă campioană mondială în următorii 10 ani. Așadar, noul deceniu începe în forță cu sezonul 1960-1961, sezon în care CCA București avea să câștige ultimul ei campionat sub această denumire, întrucât, începând cu sezonul următor, echipa avea să-și schimbe denumirea sub binecunoscuta și legendara Steaua București, rămânând în continuare echipa armatei. Cel mai bun marcator în acest sezon avea să rămână pentru al doilea an consecutiv Gheorghe Constantin, reușind să marcheze 22 de goluri. Odată cu schimbarea denumirii, Steaua avea să-și schimbe și antrenorul, dar și jocul. Însă aceste schimbări avea să aducă pentru echipa armatei un sezon dezamăgitor în campionat. De partea cealaltă a Bucureștiului, Dinamo începea ușor-ușor să-și revină. În acest sezon, în lotul dinamoviștilor se aflau jucători precum frații Ion și Lică Nunweiler, dar și Costică Frățilă. Ion Nunweiler era un apărător extraordinar, înzestrat cu deosebite calități fizice și morale, fiind excelent la jocul de cap și sigur în deposedarea adversarului. Datorită unui stil de joc dur, la rupere, în combinație cu echipamentul roșu pe care îl avea echipa Dinamo în acea perioadă, frații Nunweiler avea să dea naștere la legendara poreclă Câinii Roșii, cum este cunoscută și în zilele noastre echipa Dinamo. Câinii Roșii aveau să câștige titluri după o pauză de 6 ani, în urma unei lupte crâncene cu Petrolul Ploiești. Cel mai bun marcator a sezonului avea să rămână pentru al treilea an la rând Gheorghe Constantin, marcând 24 de goluri. Pornită din postură de campioană, Dinamo și-a păstrat titlul pe care l-a câștigat cu 3 etape înainte de finalul stagiunii, obținând pentru a treia oară coroana de lauri a diviziei A și avea să încheie campionatul cu 37 de puncte, 3 mai multe decât a doua clasată Steaua București. În lotul dinamoviștilor avea să-și arată clasa Ion Pârcălab, cel considerat de toți săgeata Carpaților, datorită unei de viteze excelente și mai ales că rămăsese un model în ceea ce privește executarea centrării în alergare. Fără să facă foarte multe schimbări de lot, Dinamo București avea să-și ridice nivelul de joc față de sezonul trecut. Cu aceiași jucători bătăioși și înfometați de victorie, Câinii Roșii aveau în acest sezon să facă eventul pentru prima oară în istoria lor. Campionatul avea să-l câștige în fața ambelor echipe bucureștene, Rapid și Steaua, cu 7, respectiv 9 puncte diferență. Apoi, pe data de 19 iulie 1964, pe stadionul 23 august din București, Dinamo avea să înfrunte Steaua București în finala Cupei României, fiind totodată și prima finală între cele două echipe.
deși avea să intre la pauză în dezavantaj cu 2-1, Dinamo, condusă de aceiași frați Nundweiler și Costică Frățilă, aveau să întoarcă rezultatul în favoarea lor, meciul terminându-se cu scorul de 5-3. În acest sezon, avea să debuteze în fotbalul românesc un tânăr jucător de 18 ani, care avea să devină peste câteva decenii poate cel mai de succes antrenor român din istorie, Mircea Lucescu. Pentru următorul sezon, aceleași echipe bucureștene aveau să se bată pentru titlu. După un început excelent cu 10 victorii și doar 2 înfrângeri, Dinamo, după reluarea campionatului în primăvară, avea să treacă printr-o perioadă groaznică, ce avea să dureze mai bine de 2 luni, unde aveau să înregistreze 3 egaluri și 3 înfrângeri, pierzând și primul loc. Câinii roșii, însă, cu un orgoliu de triplă campioană în exercițiu, aveau să-și adune toate energiile și aveau să obțină până la sfârșitul campionatului 7 victorii și o singură înfrângere, reușind să câștige campionatul la un punct diferență în fața Rapidului. Hegemonia câinilor roșii avea să se oprească în următorul sezon, însă, în echipă, avea să debuteze o viitoare legenda clubului, Florea Dumitrache. Poreclit mopsul, Florea Dumitrache avea să facă parte din juniorii Rapidului înainte ca antrenorul Dinamo Viștilor să-l aducă în lotul de juniori al lui Dinamo. Dotat de un extraordinar dribling, fiind foarte derutant pentru adversari, mopsul avea și o lovitură de cap foarte spectaculoasă, în ciuda faptului că era înalt doar 1,74 m. După 7 ani de secetă, titlul avea să revină la Ploiești, în vitrina lupilor galbeni, care, conduși de către legenda clubului Mircea Dridea, avea să câștige al treilea campionat din istoria lor, după o luptă strânsă cu Rapid București, ce avea să dureze până aproape de sfârșitul campionatului. Simbolul petrolului avea să câștige împreună cu petrolul și celelalte două campionate consecutive din anii 50. Fiind un atacant pur sânge, Mircea Dridea întruchipa perfect calitățile omului de gol prin intuiție, plasament, forță, detentă și un impresionant joc de cap. De asemenea, era un bun executat al loviturilor libere peste zid și un excelent om de echipă, considerat pentru totdeauna o legendă a clubului. Tot în acest sezon, avea să debuteze în tricoul Rapidului legendarul portar Rică Răducanu. După ce avea să termine ultimele 3 sezoane pe locul 2, soarele avea să răsară în sfârșit și pe strada Rapidului. După o serie de retrogradări și promovări, Rapidul avea în sfârșit să câștige primul campionat din istorie, după o luptă crâncenă cu rivala Dinamo București. În acest sezon avea să debuteze pentru Dinamo juniorul și viitoarea legendă Cornel Dinu. În cele din urmă, cel mai bun marcator al acestui sezon avea să fie o altă legendă a fotbalului românesc, Ion Oblemenco, reușind să înscrie 17 goluri în tricoul Universității Craiova. Numit tunarul din bănie, Ion Oblemenco avea să fie unul dintre cei mai mari marcatori pe care fotbalul românesc l-a avut. Însă din motive necunoscute și greu de înțeles, tunarul nu a jucat niciodată pentru selecționata mare a României în meciuri oficiale, ci doar în câteva amicale de pregătire. După o pauză de 7 ani lungi și dificili, Steaua București avea să redevină campioana României pentru a 7-a oară în istoria lor. Deși nu disputa de un lot foarte spectaculos, având în continuare la dispoziție golghetorul Gheorghe Constantin, dar și veteranul Emeric Ienei, echipa avea un antrenor care nu era foarte cunoscut la acea vreme, însă care avea să devină o legendă pentru echipa olandeză Ajax Amsterdam. Este vorba despre Ștefan Kovaci. Steaua avea să câștige titlul în dauna surprinzătoare echipei piteștene Argeș Pitești, avându-l la cârmă pe inegalabilul Nicolae Dobrin, care, deși era considerat de foarte mulți iubitori ai fotbalului cel mai bun jucător român în acea vreme, Gâscanul, așa cum era poreclit, încă era în căutarea câștigării primului trofeu de campioană pentru piteșteni. Aceste două sezoane aveau să fie câștigate de către UTA Arad, care nu mai câștigase campionatul din departatul sezon 1954, atunci când actualul antrenor al echipei, Coco Dumitrescu, avea să-l câștige în calitate de jucător. Legenda UTA Arad avea să câștige ca jucător ultimele 4 titluri ale arădenilor, cele două din anii 40, respectiv cel din 1950 și 1954,
iar acum avea să-și conducă echipa de suflet, de data aceasta în calitate de antrenor, spre câștigarea ultimelor două campionate din acest deceniu.